Bună ziua! Mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Așa cum spuneam în discuțiile de mai devreme, mi-aș fi dorit să comunicăm mai des, dar având în vedere perioada și cu toții înțelegem foarte clar măsurile care se impun, am spus să așteptăm un pic ridicarea restricțiilor. Totuși, timpul nu decurge în favoarea noastră și am spus că ar trebui să ne întâlnim și să discutăm mai multe probleme, mai multe subiecte de actualitate. Aș vrea să încep cu situația la nivel județean privind coronavirusul. Așa cum știți, au apărut mai multe cazuri în Prahova, avem situații deosebite în anumite zone, aici vorbim de Câmpina. În același timp avem cadrele medicale care sunt pregătite, dar noi totuși sperăm ca cetățenii să înțeleagă și în continuare să fie precauți, să respecte măsurile, să fie responsabili și să sperăm că până la urmă vom reuși să scăpăm cu bine din această situație. În Prahova sunt 238 de cazuri confirmate până în acest moment. Avem în izolare mai multe persoane, 1827, și avem, din păcate, 8 persoane decedate. Singura veste bună ar fi că avem 105 persoane vindecate. Sperăm să-i convingem să doneze plasmă pe aceste persoane, astfel încât centrul de transfuzii să beneficieze de această plasmă, care poate fi folosită pentru salvarea altor pacienți. Dar, așa cum v-am spus, situația în ultima perioadă nu este una deloc îmbucurătoare, pentru că apar din ce în ce mai multe cazuri. Dacă acum o lună și jumătate vorbeam de 2-3 cazuri pe zi, acum vorbim de aproape 10, poate 12 cazuri apărute în fiecare zi. Bineînțeles, asta înseamnă din partea Direcției Sănătate Publică o muncă mult mai intensă, pentru că trebuie să efectueze ancheta epidemiologică și trebuie să stabilească contacte și, bineînțeles, să și testeze pe unii dintre ei. Dar, așa cum vă spuneam, situația este sub control în acest moment. Sperăm să nu evolueze negativ această situație, pentru că cu toții înțelegem perioada și cu toții am văzut ce se poate întâmpla dacă nu respectăm mare parte din măsurile pe care le avem stabilite. În rest, aș vrea să dau cuvântul colegilor mei, pentru că sunt câteva teme politice de actualitate pentru care atât cetățenii cât și mulți dintre colegii noștri așteaptă răspuns, și aș vrea să-l invit pe domnul Radu Oprea cu această ocazie, domnul senator, vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Sunt câteva teme de politică la nivel național pe care aș vrea să le comentăm împreună și apoi să facem o trecere și către temele locale. În primul rând, nu înțelegem de ce nu se testează, nu înțelegem de ce nu îi se dă voie doamnei Gabriela Firea să facă acea testare despre care s-a vorbit. Vedem o evoluție a cifrelor și sunt răspunsuri pe care le-am solicitat din partea Guvernului, din partea Grupului de Comunicare Strategică, răspunsuri care nu au venit niciodată. Vrem să știți, de exemplu, câte persoane sunt testate, nu câte teste se fac, pentru că numărul de teste nu este relevant neapărat, pentru că sunt persoane care știm foarte bine, pentru a putea să fie declarate vindecate, trebuie să facă două teste negative. Între timp, probabil că se fac mult mai multe teste. De aceea spunem că numărul de teste nu este relevant astăzi și pentru a avea o dinamică, pentru a putea să avem cifre cu care să putem să facem și noi analizele în Parlament, ar fi trebuit să știm lucrurile acestea, cu atât mai mult cu cât legea obligă Guvernul să vină în fața Parlamentului cu un raport foarte clar, un raport de analiză. Lucrul acesta, din păcate, pentru noi nu se întâmplă și vedem că evoluează cifrele în funcție de anumite interese de moment. Ba, avem o testare mai mare și vedem că sunt mai puține persoane infestate, sau avem în același timp un număr mic de teste cu foarte multe persoane infestate și nu știm
care este evoluția? Nu ni se comunică foarte clar. Nici măcar așa, ca simplu amănânt, componența grupului de comunicare strategică nu-l cunoaște până la acest moment. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă am ști, ar putea să vină și guvernul probabil cu măsurile de relansare economică, acea poveste deja Petrică și Lufu de 3 luni de zile, aflăm în fiecare zi că lucrează, că vin, că vor prezenta. Și astăzi este unul dintre breaking news-urile de azi, s-au întrunit din nou să se mai gândească, să mai vadă despre ce e vorba, să ne mai povestească încă o dată la televizor, fie domnul președinte Iohannis, fie premierul Orban, fie poate ministrul Câțu sau unul dintre miniștri, cât de mult au asudat pentru a veni cu program de relansare economică care nu există. Nici astăzi nu există, deși ar putea să ia exemplele de bună practică din Europa, pentru că deja există o foaie de parcurs pentru statele europene. Aș vrea să discutăm împreună despre o afirmație a premierului Ludovic Orban, care a spus că orașele care sunt conduse de primari PSD arată ca nevul mediu. Și atunci m-am gândit că împreună cu colegii noștri să-l invităm pe domnul Orban într-o vizită la Ploiești, un oraș condus de un penelist. Și atunci vom vedea dacă imaginea de mediu este într-adevăr reală în Ploiești sau nu. Sunt foarte multe lucruri care ar putea să fie schimbate extrem de ușor. Am spus lucrul acesta că întotdeauna în Ploiești am vorbit despre mari proiecte, dar în drumul nostru de acasă către școală, către locul de muncă, avem foarte multe lucruri pe care le observăm și care ne deranjează. Și cred că sunt lucruri ușor de făcut. Spre exemplu, am văzut foarte multe chioșcuri părăsite, aveam și niște imagini extraordinar de frumoase, dar colegii mei trebuiau să monteze un monitor să le prezentăm, probabil că o să le punem la dispoziție ulterior, și care pot fi ridicate imediat. De aceea îl rugăm împreună pe domnul primar Dobre să le ridice, pentru că nu e atât de greu. Și cred că lucrul acesta se poate face foarte ușor și am scăpat de unul dintre lucrurile care deranjează cetățenii, pentru că la cabinetul senatorial am avut foarte multe reclamații în ultima vreme pe aceste subiecte. Sigur că am putea să observăm, spre exemplu, celebrele trepte vopsite gri, atunci când a venit președintele Iohannis, și mă gândesc că dacă vine Orban, poate mai vopsim ceva. Nu știu, în ce culoare, o să vedem. Aleg ei că e frumos. Dar ar putea să arate orașul măcar așa, un pic vopsit, 3 metri pătrați de trepte, că vine și premierul Orban. Cred că atâta considerație merită și el din partea primarului. Ar putea să ne spună despre felul în care vede rezolvarea problemelor esplanadei sau despre, putem să mergem aici, vis-a-vis de noi, unde erau înainte cărțile, și vedem astăzi dezastru sau cum arată Ploieștiul. Deci avem, din păcate, pentru ploieșteni, un mandat al unui primar PNL care a ținut Ploieștiul în loc 4 ani de zile și nu vedem niciun progres. Îl invit pe domnul Orban, împreună cu colegii mei, să vină în vizită la Ploiești și să vadă cum arată un oraș condus de un penelist. Dacă domnul viceprimar Gane dorește să adaugă ceva despre proiectele care sunt în derulare? Nu am să încep în cine se scuză, se acuză, dar toate problemele astea sunt probleme reale, probleme care chiar dumneavoastră, jurnaliștii, le-ați interat pe paginile media. Ați adus vorba de esplanada din apropierea casei sindicatelor. Da, acea esplanadă a fost de cel puțin 3 ori pusă pe ordinea de zi și bugetată, însă tot de la teori a fost extras de acolo, deoarece fondurile au fost duse tot timpul în altă parte, către o nouă investiție, către încă o expertiză și încă o expertiză și o altă expertiză. Ce a spus la mâneca. Iar pe pietonar, să știți că așa este, am început o licitație asupra spațiului comercial, să încercăm să creăm o zonă de food, o zonă de agrement unde cetățenii Ploieștiului să poată sta să savureze o cafea sau un ceai, fără a face zgomot sau fără a pune muzică, având grijă și de locuitorii din blocuri din imediată apropiere. Însă și acolo, cum și dumneavoastră a spus, bineînțeles că birocrația de fapt se numesc proceduri,
Este a treia sau a patra licitație care se ține și abia au venit 2-3 întreprinzători, deoarece nu li s-a asigurat tot ceea ce înseamnă utilitate, canalizare și apă curentă și curent, și curent, curent, electricitate. Sper că acum am reușit. Mâine voi avea o întâlnire cu toți rețelarii din Ploiești pentru a pune omorul și a ne ajuta atât pe acest viitor șantier al Ploieștiului, cât și pentru cartierul mitic Apostol, deoarece aș dori să-mi termin acest mandat de consilier și de viceprimar prin începerea asfaltării și continuarea programului și a promisiunilor care l-am făcut de atâta timp celor din mitic Apostol. Este rușinos de un cartier de oameni care plătesc impozite la fel ca și ploieșteni și își plătesc rovinietă ca să meargă din Ploiești în Ploiești. Sper ca primele 4 străzi să fie asfaltate până în sfârșitul lunii august, după care să găsim fondul necesar să continuăm acest lucru. Așa cum și ar trebui făcută legătura dintre canalizarea cartierului mitic Apostol cu conducta de canalizare a Ploieștiului. Suntem în discuție cu Apa Nova, sper să ne înțeleagă și sper să ajute, pentru că au fost partenerii noștri atâția ani de zile și, după câte bag de seamă, încă își mai doresc. Asta înseamnă să fie o discuție win-win. Domnul președinte? Da, este adevărat tot ceea ce a spus atât colegul meu, Radu Oprea, cât și domnul viceprimar Danea. Din păcate, Ploieștiul a rămas în urmă și sunt lucruri, eu spun, cu impact mare și cu cheltuieli foarte mici, care se pot rezolva într-un termen scurt, dar care țin doar de voința domnului primar și, bineînțeles, a aparatului pe care dumnealui îl coordonează. Iar eu cred că dacă împreună, da, și aici vorbim atât de noi, factorul politic, cât și de dumneavoastră, cât și societatea civilă, punem un pic de presiune, eu cred că aceste probleme, cel puțin problema legată de aspectul orașului, aici vorbim despre chioșcuri, vorbim despre splanadă, vorbim despre lucruri mărunte, vegetație crescută, lucruri mărunte, care, v-am spus, cu bani puțin, înțelegem situația, înțelegem faptul că primăria nu dispune de niște fonduri importante, da? Dar eu cred că cu un pic de gospodărire atât a banului, cât și a ceea ce înseamnă a domeniului public, se poate schimba într-un termen foarte scurt imaginea Ploieștiului, că până la urmă cu toții, sau cel puțin mare parte dintre noi, locuim în Ploiești și chiar ne dorim să arate a oraș, da? De fapt, aceasta este și ideea. Trebuie să arate a oraș. Nu să avem comune mai dezvoltate decât municipiul Reședința. Am fost în cartierul Mitic Apostol alături de colegul meu Cristian Ganea și alături de domnul primar Dobre și oamenii aceia care totuși locuiesc în orașul Ploiești, în municipiul Ploiești, fac parte, doreau să facă referendum să aparțină ca și zonă de comuna Târșor. Ceea ce nu mi se pare normal. V-am spus, ideea este că împreună putem schimba lucruri în orașul Ploiești. Și eu cred că ține doar de voință. Asta este părerea mea personală. Acum, din partea dumneavoastră... Aș mai vreau să fac o singură precizare din Parlament, pentru că eu consider că este important și răspunde unei, poate cele mai mari probleme a ploieștenilor, poluarea. Săptămâna trecută au fost două legi importante care au fost votate în Parlament. Una este cunoscută sub titlul de DNA-ul pădurilor, dar nu se referă doar la păduri. Se referă, de fapt, la infracțiuni de mediu. Poluare, deșeuri periculoase, toate aceste lucruri vor putea să fie investigate de către acest corp profesional și pentru ploieșteni ar putea să însemne la un moment dat rezolvarea unor probleme pentru că ai cui să te adresezi instituțional în astfel de, dacă se dovedește cumva că sunt lucruri de natură penală. Al doua lege, care de altfel mi se pare, de asemenea mi se pare foarte important, este legea mirosurilor. Nu întotdeauna cei care au fost în administrația Ploieștiului și în guvernul spuneau am făcut lucrurile pe care puteam să le facem ca și instituții, dar nu aveam mijloace.
Legea mirosurilor sporește atribuțiile pe care le are autoritatea locală, astfel încât să poată interveni, sesiza și interveni în anumite probleme. Eu sper că această lege care a fost votată de PSD, de fapt ambele legi, fără votul PSD în Parlament, n-ar fi trecut. Este evident, având în vedere arhitectura din Senat, unde avem 70 de senatori, majoritatea, de asemenea un număr semnificativ de deputați în Cameră. Aceste două legi au fost sprijinite de către PSD, au trecut cu votul PSD și îmi doresc ca normele să fie cât mai repede puse la punct, astfel încât să devină niște legi funcționale, pentru că, din păcate, guvernul actual ne-a arătat de foarte multe ori că acolo unde sunt legi aprobate de Parlament, promulgate de președinte și care nu le convin, nu acționează. Avem două exemple, dublarea alocației copiilor și legea pensiilor, unde sunt eforturi pentru a nu o respecta. Iar dublarea alocațiilor, înțeleg că a fost atacată sau că se dorește a fi atacată la CCR. Bine, domnul Orban n-a fost precaut de data asta, s-a repezit să spună că o va ataca, are un termen legal de a ataca, el a trecut, legea este spre promulgare. A vorbit despre grupul parlamentar. Grupul parlamentar, în situație, dacă este o lege aprobată în regim de urgență, două zile, și atât au fost, între 3 și pe 5 iunie a plecat la promulgare, dacă ar fi fost în normal, erau 5 zile. Dar oricum și acelea ar fi trecut de mult. Deci, nu mai poate ataca. Din punctul de vedere al grupului parlamentar, PNL, așa cum a declarat inițial, nu are nicio șansă. Dar, mă rog, a fost parlamentar, nu știe meserie, asta e altă problemă. Aș putea să completez la cele spuse domnul senator că ședința trecută de Consiliul Municipiului Ploiești am votat și am bugetat achiziționarea unor microstații care vor putea analiza anumite substanțe care plutesc în aer. Acum căutăm metoda legalității folosirilor pentru a putea fi folosite ca și o probă în reclamațiile pe care le fac cetățenii Ploieștiului. Sunt zilnic foarte multe reclamații cu mirosuri de produse petroliere, sulf, detergent și alte mirosuri. Și atunci, aceste microstații care sunt dotate cu senzori, într-adevăr nu sunt foarte ieftine și trebuie să schimbați și calibrați anual, dar vor putea fi folosite ca probă, pentru că Unitatea Administrativă Trăiei nu poate amenda niciun producător de acest gen de poluare, acest lucru fiind exclusiv gărzii de mediu. Și atunci am putea fi alături de cetățeni prin a dovedi că într-adevăr la data de și la ora de au fost emisii care au depășit gradul de suportabilitate sau legalitate a lor în aer. Ceea ce zic că e un pas înainte. Bun. Dacă din partea dumneavoastră. Da, având în vedere că s-a structurat data când vor fi alegerile locale pe 27 septembrie, vreau să vă întreb dacă la nivelul organizației locale Ploiești PSD deja s-a conturat, poate nu candidatul, dar candidații care ar putea fi pentru primăria Ploiești în ultima perioadă. Bun, am avut mai multe întrebări legate de ceea ce se întâmplă, de data alegerilor, legate de faptul dacă am stabilit candidații sau nu. Aș vrea totuși să înțelegem și starea de fapt. Nu cred că este un moment să ne gândim atât de intens asupra campaniei electorale, pentru că acum nu putem să fim ipocriți. Pe de-o parte spunem să fim responsabili, să fim cu toții precauți, să respectăm restricțiile și în același timp să mergem cu fluturașul la ușă și să spunem votați candidații. Nu. Bine, nu. Reformulez eu întrebarea. Organizația municipală l-a votat, l-a propus și l-a votat pe domnul senator. Organizația județeană a luat această decizie, a supus-o votului ca în să... În cadrul organizației municipale a existat o ședință, a avut loc un vot. Așa. Da, în care candidatul propus de către organizație a primit votul în birou. Domnul Radu Oprea este
cel care a întâlnit cele mai multe voturi, pentru că a fost și singurul care a rămas, pentru că în urma sondajului cei doi au decis împreună să meargă ca și echipă. Și organizația județeană ce are? Nu am avut încă CEX-ul. Pentru că la noi statutul spune că trebuie să existe un vot în CEX. Și atunci, mai simplu, deci Ploieștiul a votat și acum dumneavoastră la județ. Propunerea din partea organizației. Aveți o altă propunere? Da. La județ? Să știți că de-a lungul timpului, nu știu dacă ați observat, noi nu intervenim peste organizațiile locale. Pentru că este normal ca dumnealor să-și stabilească candidații. Și atunci înseamnă că candidatul PSD Ploiești pentru primăria Ploiești, domnul senator. Bineînțeles. Mulțumim pentru. Dacă acesta era întrebarea și acesta era... Asta era întrebarea, normal. Dar haideți să vă spun, nu mi se pare normal... Nu vorbeam de campania din ușă, nu, și vorbeam de stabilirea echipei, da, de candidați. Vă dați seama că în această perioadă, în măsura posibilităților, pentru că nu ne putem întâlni foarte mulți sau foarte des, da? Pentru că trebuie să respectăm, trebuie să dăm și un exemplu, avem și noi o organizare, dar mai mult decât atât, nu am început campania efectiv. Ideea e, n-aveți un contracandidat pentru cel desemnat de organizația municipală? Nu. Deci... avem. Iar eu vreau să vă spun, pentru că am avut foarte multe întrebări. Eu, personal, sunt unul dintre oamenii care am spus că îmi doresc foarte mult ca domnul Cristian Ganea să continue proiectele pe care le-a început. Și să știți că dacă o să urmăriți proiectele propuse de domnul Ganea în 2016, și aici vorbim de podul de lemn să fie reabilitat. Să știți că este un proiect pe care domnul Ganea l-a propus în campania electorală. Vorbim de pasajele din bariere, vorbim de cartierul Mitic Apostol. Sunt proiecte pe care dumnealui le-a propus, pe unele dintre ele le-a și demarat, pe unele le-a și monitorizat, unele dintre ele or să aibă și finalitate, altele nu. Dar aș vrea să vă spun că am fost întrebat de ce domnul Oprea și de ce nu domnul Gani. În primul rând este vorba de voința organizației, în al doilea rând este vorba de studiile sociologice pe care le-am efectuat, da? În al treilea rând, din păcate, tot ce s-a întâmplat negativ în acești 4 ani în administrația ploieșteană, plecând de la domnul Dobre, s-a răsprâns și asupra domnului Gan și a imaginii dumnealui. Asta este adevărul. În contextul ăsta aș vrea să întreb pe domnul viceprimar, de unde prietenia cu domnul Dobre în Consiliul Local Ploiești? Îmi cer scuze, nu. Aici nu este vorba de prietenie și o să vă răspund eu, pentru că am avut această discuție atât cu domnul Dobre. Pauzele în general sunt apreciative, ca să zic așa. Nu. Haideți să vă spun. Nu atunci... așa știu la teatru, că nu, când ori dai cu dacă nu, nu-ți place, mă aplaudă. Nu este vorba. Este vorba de cetățeni și ce putem face pentru ei. Deci nu este, este o, vorba de o colaborare de moment pentru un proiect de interes pentru cetățeni. Aveam creditul, ne-am certat pe achiziționarea celor autobuze un an și jumătate, dacă să fie leasing operațional, dacă să fie leasing financiar. Într-un moment când am reușit să găsim o formulă prin care să achiziționăm niște mijloace de transport în comun bune pentru cetățeni, ce trebuia? Să dăm înapoi pentru că nu ne avantajează politic? Nu. Era achiziția făcută, trebuiau alocați doar banii, banii existau. Mi se pare foarte normal, adică nu vi se pare normal să colaborăm? Eu, să știți că colaborez cu Dobre. Avem teme de interes și chiar ne dorim să avem proiecte în comun. Pentru că e normal, până la urmă vă spun ceva. Dacă din... nu mai criticați la conferință, dacă e normal. Îmi cer scuze. Nu am spus că este perfect domnul Dobre și nu am spus că a făcut multe lucruri. Dar atunci când găsim subiecte de interes, da? În ceea ce privește interesul cetățeanului, da? Și bunăstarea cetățeanului, trebuie să acționăm în comun. E normal. Atunci când a venit domnul premier la invitația domnului senator, poate și spuneți. Noi am colaborat, viceprimarul nostru PSD a fost alături de dânsul. Poate spune și că directorul de la SGU, care este susținut de PSD, nu știu dacă este și membru, nu-mi permit să spun lucrul ăsta, n-a văzut buruienile, n-a văzut trecerile de pietoni. Adică dacă tot spuneți că au făcut lucruri bune sau au colaborat, dacă poate dacă o faceți împreună. Dacă mă întrebați pe mine, în ultima perioadă SGU chiar a început... Dumneavoastră ați vorbit de buruieni, nu eu. Ați spus de spații verzi și buruieni, lucruri ieftine, dar lucruri mărunte. Era un exemplu, n-ar trebui să vă legați... Am o întrebare, esplanada este treaba SGU? Nu cred. Știu, dar buruienile pe mine mă disperă.
Am înțeles. Să știți că perioada aceasta ploioasă, sau cel puțin ultimele 3 săptămâni de... Să știți că a făcut astfel încât toată vegetația a crescut. Este un fenomen normal, până la urmă trebuie să înțelegem. Eu vorbeam de lucruri mărunte și sunt diverse exemple. Poate am dat un exemplu care... Dar să știți, cu toții împreună, am spus de atunci, nu contează că este PSD, că este PNL, putem să facem... Dacă stăm să vedem care este PSD și că să dăm vina unii pe ceilalți, să știți că nu vom avansa ca oraș niciodată. Nu, sau ca comunitate. Nu, am înțeles că trebuie să vină domnul premier să vadă că am devenit comună. Nu, am întrebat. Pentru că am avut doar primar PNL și o majoritate PSD. Iar pe domnul Gana aș vrea să-l rog să justifice dacă tot este atât de empatic cu problemele locuitorilor din Mitica Apostol, votul pentru cele 7 milioane de lei. De la din punct de societatea de apă, da, care a fost propunerea să se ducă spre Mitica. Vreți să vă dau un răspuns politic, personal sau administrativ? Gospodăresc. Dacă vă amintiți, se poate dovedi, cu o lună și jumătate în urmă, eu personal am făcut o hârtie către Apa Nova în care le solicitam ca fonduri de investiție pe anul 2020 să fie reorientat către această investiție. Ce 9 milioane chiar erau la vremea respectivă. După care există răspunsul înscris de la Apa Nova prin care spuneau că nu este legal, conform contractului, acei bani se pot revedea în schimbări de conducte sau amenajări în nivel local, deci pe ceva existent și nu pe investiții. Am dat această hârtie celor de la juridic și de la economii de la noi și mi-au confirmat acest lucru. Deci eu nu putem să votez ceva, chiar dacă nu am fost în sală în momentul acela, să știți, nu putem, colegii mei știau, nu era legal. Și nu putem să facem lucruri legale, indiferent cât de mult iubim pe acești locuitori. În urma acestor discuții, împreună cu domnul primar Dobre și cu domnul viceprimar Pană, am stat de vorbă cu cei de la Apa Nova, și i-am rugat și am scris, am semnat o hârtie împreună cu domnul Dobre, eu personal, în care dânșii au venit cu trei propuneri. Aceste trei propuneri era scoasă prelungirea contractului și se discuta doar de... Era ilegală, nu poți să prelungești un contract care expiră peste 5 ani. Ați văzut? Păi, nu am văzut. Pe prima propunere la Panova, așa a fost, așa a venit, să știți. Perfect ilegală, și atunci, imorală și penală. Și atunci am stat și am analizat și așteptăm acum, am semnat pentru ființarea unei comisii din cadrul consilierilor locali pe care aș fi dorit și doresc și așa mă rămâne pluripartid să fie reprezentat de fiecare partid în această comisie, după care se va lua hotărârea în Consiliul Local, pentru că așa este corect. Care sunt propunerile? Propunerile nu au fost făcute pentru că așteptăm ședința de luni. Luni se va constitui comisia. A existat doar proiectul de hotărâre. Așa, a zis trei variante. Prima era cu prelungirea. Prima era legătura între Mitica Apostol și Ploiești. A doua era cu dezvoltarea sistemului de canalizare la nivel intern pe Mitica Apostol. Și a treia, în plus, venea și cu schimbarea conductelor de apă. Pentru că în Mitica Apostol debitul de apă nu se pare că nu ajunge dacă toată lumea și-ar trage apă în casă, în locuințe, nu ar ajunge. Acum am fost personal să văd prima stradă care va începe și am trecut pe multe străzi împreună cu colegii mei de la Direcția Tehnică Investiții și foarte multă lume, să știți că și-a făcut să fose în curte și apă și luau tot din puțul propriu cu hidrofor. Da. Și începând și asfaltând acele străzi, tot conform legii, nu avem voie să intervenim timp de 5 ani pentru a strica ceea ce am făcut. De aceea este ședința de mâine cu cei de la gaze, cu cei de la apă, cu cei de la electrica, pentru să nu avem surpriză pe viitor. Și vă pot spune că și azi am discutat cu colegii mei din Tehnic Investiții. După ce vom face recepția canalizărilor pe străzi, în aceste patru străzi care sunt prioritate, vom putea începe și asfaltarea lor. Îmi doresc din tot sufletul ca săptămâna viitoare să băgăm prima cupă pe stradă.
Revenind la alegeri, ne puteți spune dacă au fost stabiliți toți candidații la nivelul județului Prahova? Avem stabiliți 100 de candidați. Deocamdată mai avem 4 localități. Unde? Unde? Care să ia? 4. Doamne, v-am spus că aș fi preferat ca această ședință să fie una legată mai mult de administrație, mai puțin de politică, pentru că nu mi se pare normal în această perioadă. Tema este administrativ-politică. Da, este politică la nivel național. Nu, la nivel național, ceea ce se întâmplă, situația în care noi suntem cu toții, faptul că ne pregătim ușor, ușor pentru o criză economică și încă nu avem un plan de relansare economic, nu aș vrea să intrăm în această perioadă de alegeri. Nu mi se pare normal. V-am spus, am rămas cu lista pe care v-am și prezentat-o în conferința trecută din data de 28. Avem câteva actualizări la acea listă, dar urmare... Ce ream unde e acum? Mai e la dumneavoastră sau a trecut la PNL? Doamne, vă spun că e în Prahova. Este... Asta e primarul. Asta... Nu, este în Prahova, să știți, și este o localitate care se dezvoltă. Înțeles că doar se zona lucrează... de Sfinx și Babel o pierde, nu știu. Se lucrează la canalizare, am trecut pe acolo, avem câțiva investitori deci primarul, pentru parcul industrial. PSD, întrebare directă. Doamne, vă spun că cel mai corect este să le întrebați pe dumnealui, nu pe mine. Reformulez, Cioran, e una din cele patru? Nu, nu. Nu este una din cele patru. Dacă asta era întrebarea, nu. Cioraniu nu este una din cele patru localități. Din cunoștințele mele, acum nu știu. Eu știu că este PSD. Dacă dumneavoastră știți altceva, eu vă spun că primarul din Cioraniu a candidat pe asta lista. Toți. Și nu cred că și-a schimbat opinia. Și nu cred că... Sau inclusiv acum. Dar vă spun că avem și investitori pentru parcul industrial de la Cioraniu. În acest moment chiar avem o ofertă pentru aproape tot parcul de a fi concesionat. Domnule senator, ați enumerat mai multe probleme pe care le are în prezent Ploieștiul. V-aș ruga, acum că s-a stabilit că veți fi candidatul din partea PSD, v-aș ruga dacă aveți 2 sau 3 proiecte pe care ați vrea să le implementați, dacă v-ați gândit, sau probleme de care vreți să vă ocupați stringent. În eventualitatea în care veți câștiga mandatul. Ideea este că astăzi nu vrem să facem o prezentare de candidat și sub nicio formă o prezentare de program. De aceea n-am să vă răspund la această întrebare astăzi. În primul rând nu știm data alegerilor. Nu este stabilită încă, nu știm dacă va fi 27 septembrie sau nu, nu știm cum evoluează pandemia. Și n-am vrea să fim în aceeași paradigma în care a fost PNL-ul când pandemia evolua într-un ritm incredibil în România și vorbeau despre anticipate. Corect. Cred că cetățeanul din Ploiești și cetățeanul din Prahova, ca și în România, are alte probleme astăzi. Spre exemplu, sunt inundații, viituri, pierderi de vieți omenești în țară. Ați văzut cumva vreun ministru la televizor spunând ceva despre aceste lucruri când eram în guvern? Am răspuns de Prahova, de județul Brașov și eram pe teren. Zi, noapte, toți miniștrii din cabinetul Dăncilă, în timpul inundațiilor, au fost pe teren. Am văzut toți și pe Pela și pe Alexe. Toți au fost pe teren. Vorbim despre subiectele astea în țară. Ne preocupă? Sau stăm doar de whisky, fumuri, intrăm în zone care sunt restricționate din punct de vedere al secretului de stat? Și poate ați fi ușor atenți ce se întâmplă și prin Prahova. Cine intră, cine stă, pe unde stă și așa mai departe, în zonele care au secret de serviciu. Și sunt, ar trebui să fie închise. Da, asta e un alt subiect, e un alt subiect pentru altă dată. E un alt subiect pentru altă dată. Deci, ideea este că astăzi nu face prezentare de candidat. Cu certitudine, da, PSD va veni cu un program foarte serios pentru dezvoltarea municipiului Ploiești și pentru județul Prahova, dar toate la momentul potrivit. Spuneați în prima de vreme că situația din județul Prahova privind coronavirus este încă ținută sub control. Aș vrea să vă întreb câte locuri spitale în momentul de față care sunt potrivit. Știți că aici trebuie să mulțumesc foarte mult Spitalului Municipal din Câmpina pentru sprijin. Să știți că am trimis oameni în acest spital, ei nu aveau decât un singur bolnav la un moment dat, să știți că acum sunt aproximativ 30 și ceva de persoane. 48.
Știam că ieri am mai trimis încă 18, dacă nu mă înșel, de la doamna Nicuțari. Să știți că ne gândim să amenajăm și la TBC și acolo locul, dar domnul Nica a spus că încă nu are certitudinea că va primi aprobare, că trebuie să primim o aprobare. Deci din acest motiv nu spun că s-au amenajat sau că vom trimite oameni acolo până nu avem o aprobare din partea Ministerului să folosim ca spital COVID, da? El era spital suport, trimiteam doar suspecții, dar vom trimite și la TBC în caz de urgență. V-am spus de la început că situația nu este deloc îmbucurătoare, au apărut din cele ce mai multe cazuri. Da, în acest moment, în discuțiile pe care le-am avut, atât cu managerul spitalului, atât cu șefa de la doamna Nicuțari, de la infecțioase, cât și cu domnul Mica, suntem stabili, situația este sub control, dar trebuie să ne luăm niște măsuri destul de... Cam câte locuri ar fi în astea față de... Poftiți? Toate măsurile astea pe care vreți să le luați, cam câte locuri ar mai fi în plus? Câte puteți încă 30-40 din punctul meu de vedere, dar vedem. Nu sunteți de acord cu mine. Nu, mai sunt 10 locuri la Municipal Câmpina, dacă îmi permiteți că m-am documentat azi, da. 2 locuri la Mobila. Și dacă primește aprobare pentru TBC, 24. Dar dacă total, nu o primește... În total câte sunt? Dacă nu o primește, mai avem 12 locuri. Speranța e în ordinul lui Tătaru de azi. Exact, să fac 30-40 de locuri. Să trimit acasă asimptomaticii și atunci... Ceea ce ar fi trebuit să facă de foarte mult. Și atunci se relaxează spitalele. Din păcate, pentru cei care au fost asimptomatici, majoritatea ne-au spus că s-au simțit ca la pușcărie. Pierderea drepturilor și libertății, nu mai avem voie să plece, dacă era cazul. Doi, semnau toți la intrare, cel puțin așa știu eu, faptul că nu vor divulga nimic din informații, ceea ce iarăși este un abuz. Am primit la cabinet foarte multe reclamații în acest sens de mame care îmi povesteau că copilul de 5 ani era trezit în fiecare dimineață la 5, nu din Prahova. În fiecare dimineață la 5 pentru a-i se lua proba de sânge, fiind asimptomatic copilul, drame, traume pentru foarte mulți dintre cei care au fost internați în spital. Dar știți că protocoalele sunt internaționale, sunt impuse de OMS și nu le-a inventat nici Tătaru, nici Arafat. Dacă vă uitați cu atenție pe protocoalele sau pe cazurile din Germania, din Spania și din alte țări, veți vedea că sunt lucruri care puteau să fie făcute mai bine. Ceea ce cred eu însă că ar trebui să transmitem cu toții mesajul este acela de responsabilitate, de faptul că, într-adevăr, trebuie să ne protejăm, pentru că vedeți evoluția. Din păcate pentru noi, mesajul care a venit de la guvern nu este în acest sens. Nu mai reau discuția despre ceea ce s-a petrecut în cabinetul premierului și acolo greșeala fundamentală, principală din punctul meu de vedere a fost că atâta timp cât românii au fost amendați drastic, de foarte multe ori abuziv, mesajul pe care l-a transmis guvernul, premierul împreună cu miniștri a fost acela că nu trebuie să purtăm mască în încăpere. Al doilea lucru s-a întâmplat zilele trecute, ieri, alaltăieri, când a fost, da, Rareș Bogdan, europarlamentarul, a avut o mare petrecere într-un restaurant cu 100 de persoane. Este deja o știre publică. Este al doilea mesaj pe care n-aș fi vrut niciodată să-l văd din partea guvernului, din partea guvernanților. Nu pot să cer pleștenilor, prahovenilor, românilor să respecte regula și ei să nu o respecte. Regula trebuie să fie aceeași pentru toată lumea. Nu sunt mai presus de lege. Revenind la administrație, că a spus că nu sunt, momentan subiectele politice nu vor fi abordate, ne puteți spune cum anume se va rezolva acea problemă de pe DN1 cu aglomerația aproape zilnică la orele de vârf, unde se a propus o lărgire? Da, noi... Atunci când am finalizat acea lucrare și s-au observat deficiențele, cel puțin la anumite ore ale acelui sens giratoriu, am avut discuții cu cei de la CNAIR, am identificat pentru dumnealor toți proprietarii, bineînțeles cu ajutorul primăriei Blejoi, pentru că ne aflăm pe raza teritorială a comunei Blejoi,
Am intrat în discuții cu dumnealor, am trimis datele către CNAIR și acum existau două variante, unii dintre ei erau dispuși să cedeze gratis, unii nu. Trebuiau să discute cei de la CNAIR cu acești cetățeni pentru în eventualitatea de a prelua 3 metri pătrați de la fiecare pentru crearea acelei benzi suplimentare, astfel încât să se poată fluidiza traficul în zonă. Nu știu din acel moment ce a reușit compania națională, dar vă pot spune că am văzut că au trimis câteva adrese atât la primarul Comunei Glejoi, cât și la Consiliul Județean, deci cred că este de actualitate și cred că se lucrează la acest subiect. Dar ține mai mult de CNAIR, mi-aș dori măcar ceva provizoriu sau, dacă nu vor reuși pe definitiv, să creeze acolo o bandă suplimentară. Cum și noi am discutat cu Primăria Municipiului Ploiești pentru ceea ce înseamnă pasajul de la Bila, da? Să reușim să creăm acolo, am văzut traficul care există și trebuie să mai creăm o bandă suplimentară astfel încât să se poată ieși mult mai ușor din municipiul Ploiești. La Gara de Vest. Da. Da. În același timp, peste gara, deci înspre Streșnic. Dar știți când cobor podul spre parcul municipal, după sensul giratoriu, să mai facem o bandă. Pe partea dreaptă, eu cred că se poate, astfel încât cei care ca vor să meargă... Să nu spunem că acel sens giratoriu a trebuit o pasare, ca să fluidizeze ceea ce vine spre București, să plece pe deasupra și ce vede spre Streșnic. Da, s-a aglomerat foarte mult circulația în acea zonă. În Parlament am reușit să trecem de un moment care putea să devină extrem de dificil pentru autoritățile locale și autoritățile județene. Vorbim despre bani, despre buget. 850 de milioane, valoarea pe care au cheltuit-o administrațiile locale și județene în toată țara la nivel național. Pe timpul pandemiei, printr-un amendament am reușit, propus și votat de PSD, am reușit să aducem acești bani către autoritățile locale și județene. Vă dați seama că aici vorbim despre toate autoritățile, indiferent de culoarea politică. La fel de loviți de guvern erau și peneliștii, pentru că ei prevăzuseră 40 de milioane inițial. Da, este legea, așteptăm promulgarea. Prahova ar trebui să primească, conform votului dat de către parlamentarii, suma de 43 de milioane de lei. 14 milioane, de fapt 15.200 sunt pentru DGASPC și tot ce înseamnă asistență socială și protecția copilului. Restul sunt sume pentru echilibrarea bugetelor. Dar așteptăm să vedem. Oricum este un ajutor binevenit pentru tot ceea ce înseamnă administrație județeană. Așa cum știți și cum cred că vă dați seama, multe din activitățile culturale au avut de suferit. Din acest motiv, partea de venituri proprii pe care și-o luau în considerare la conturarea bugetului nu a mai existat. Aici vorbim de muzee care, vă dați seama, nu au mai beneficiat de ceea ce înseamnă școala altfel, de grupurile de copii și așa mai departe, dar nu cred că trebuie să intrăm în detaliu pentru că situația este cunoscută atât la nivelul municipiului cu ce înseamnă teatru, filarmonică și așa mai departe. Dar sunt situații, banii sunt bineveniți pentru această perioadă și cred că vom reuși să ne descurcăm cu ei, bineînțeles, până la rectificarea bugetară care se întâmplă după luna iulie, când toate calculele vor fi efectuate privind încasările și, bineînțeles, cheltuielile. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu, noi vă mulțumim foarte mult și sper să comunicăm mai des. Ne-am dorit măcar o dată la două săptămâni să ne întâlnim cu dumneavoastră, dacă nu chiar o dată pe săptămână. Nu vorbim despre Horeca. Da, uitați, am vrea să facem acest anunț pentru că iarăși este un domeniu afectat, cred că domnul Ganea și-a dat seama și aș vrea să salut inițiativa consilierului local. Domnul Ganea, spuneți propunerea. Luni la ședința de consiliu vom intra cu un proiect în care vom diminua parte din impozitele celor de la Horeca și vom încerca să facem un amendament, să vedem dacă și colegii noștri de la celelalte partide vor fi de acord, prin care am dorit scutirea de la plata impozitelor
a proprietarilor de imobile care au ca obiect de activitate Horeca pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă. Atât. Pentru... Este un ajutor, nu este substanțial, dar să știm. Știm că au avut foarte mult de suferit, chiar dacă unii dintre dânsii au avut în locații anumiți bolnavi în carantină, se pare că distrugerea lăsată în urmă o compensată cu ceea ce au încasat. Da, dar aici vorbim de hotelul, dar partea de restaurant. Da, vorbim de restaurant, dar au fost închise seama. Și se pare că vor fi închise în continuare, ceea ce văd și eu la televizor, din discuțiile colegilor, se pare că restaurantul nu va închise. Este singurul ajutor pe care administrația locală îl poate oferi cu această... Vom vedea ce înseamnă ca și sumă... Ca impact la bugetul local. Da, a fost cu taxe, aici vorbim de impozitul pe clădiri, care se plătește anual. Și a trebuit să luăm această hotărâre până în 30 iunie, când este ultima zi unde unii mai beneficiază de 10%. Sper să fie bine. Nu vom putea niciodată să acoperim, sau cel puțin în curând, pierdere care l-am suferit ce din Horeca. Cred că se va... Exact, vă mulțumesc, doamnă. Se poate duce bani, da. Se pot duce banii pe care deja au plătit către impozitul pe anul viitor. Propunerea este să se diminueze sau să fie scutit. Să fie scutit. Să plătească pe lunile alea. Pe lunile acestea s-o să plătească. Deci nimic. Din 15 martie până când se impozitul pe clădiri, da? Da. Până în 15 cât? Că nu știm când până puncte, da? Puncte. Sper să fie cât mai curând, să știți. Chiar dacă datele spun altceva. Bun, noi vă mulțumim foarte mult. Sărbătorim, mulțumim frumos.